Locașul de cult din localitatea Mirșid, județul Sălaj, ce datează din anul 1888 și a sărbătorit astăzi ocrotitorii pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. Cu prilejul hramului, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Petroniu, episcopul Sălajului. Preasfințitul Părinte Episcop Petroniu s-a aflat astăzi în mijlocul credincioșilor din parohia Mirșid, din județul Sălaj. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. La invitația părintelui paroh am venit în Mirșid pentru a săvârși Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie cu prilejul hramului acestei biserici, care este închinată, la fel ca și alte numeroase biserici din eparhia noastră, Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril, care sunt foarte îndrăgiți de credincioși și de preoți în această zonă. Dumnezeu să ajute vrednicului preot, precum și credincioșul de aici. În primul rând vreau să mulțumesc lui Dumnezeu pentru această minunată zi pe care mi-a dăruit-o mie, credincioșilor mei, familiei mele. Nu în ultimul rând, vreau să le mulțumesc tuturor credincioșilor pe care îi păstoresc și dacă ar fi să le dau o povață în aceste momente, aș spune cuvintele pe care le-a folosit Mântuitorul adresându-ne nouă acestea: căutați întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea și toate celelalte se vor adăuga vouă. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru această binecuvântată zi în care noi credincioșii din parohia Mirșit prăznuim hramul Sfintei noastre biserici, adică pe Arhanghelii Mihail și Gavril. Se demonstrează încă o dată că Sfânta Biserică este locul unde ne adunăm cu toții, locul unde ne liniștim și locul unde ne aducem aminte de lucrurile bune. Între anii 1984-1986, Sfântul Locaș a trecut prin reparații capitale, pereții fiind tencuiți în interior și în exterior. De asemenea, a fost realizată pictura în tehnica tempera de pictorii Ioan Ștefan și Victor Tițu. În data de 29 iunie 1987, biserica a fost sfințită. Locașul de cult a fost restaurat și înfrumusețat și în anul 2008.